Bună ziua! Ce poate fi mai frumos decât să te trăiești pe tine? Ce poate fi mai frumos decât să te trăiești pe tine? Ca individualitate. Ca individualitate. Ești diferit. Fiecare suflet îi perfect așa cum îi. Dumnezeu nu creează imperfecțiune. Pe lângă că viața asta e așa scurtă, și un dar suprem. Viața asta e un dar suprem. Care e bine să-l trăiești tu ca individualitate. Să nu copiezi pe alții. Să faci ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu. Darul ăsta ți-a fost oferit ție, personal. La ce să-l pierzi gândindu-te la viitor, la trecut? Mă, nu-i greșit să vă gândiți la viitor, la trecut, dar să nu mai pierdeți momentul ăsta unic. Că vă ratați întreaga viață. Și viitorul vine sub formă de prezent. Și trecutul a fost sub formă de prezent. Prin faptul că nu l-ai trăit intens, n-ai fost total prezent în deciziile care le-ai luat. Din cauza asta nu ești bine. Ai luat decizii tot așa, stăteai în gânduri și luai decizii. Dar nu-i nicio problemă. Toți am făcut așa. Nu-i nicio problemă. Se poate schimba totul la nivel de interior, la nivel de viață. Și doar în natură, dacă te uiți atent în natură, îți dai seama că o pasăre face jobul ei de plăcere. Găsește mâncare, uite, ce divin. Deci lucrurile îi se oferă. Așa și ție. Și la omii la fel, și lui îi se oferă. Doar că el stând în gânduri, nu vede plinul ăsta. Dacă stai în gânduri, tu nu poți să vezi plinul ăsta. Viața asta care e plină cu de tot. Dom'le, curge apă la robinet. Bă, nu trebuie să cărăm cu găleata. Curge apă la robinet, e divin. Mâncare, de toate formele și chipurile. E divin sau? Dar știți și voi că bucuria era când împărțați cu alții o cojă de pită, când erai copil și adulții spunea, nu, nu-i da și lor, nu.
Zicea, nu, ți-am pus numai ție de mâncare, mâncă tu. Și așa s-au ajuns și națiile să urască între ele. Și popoarele, și tot. Au ajuns să... Ciondene, să aibă războaie. Din cauza asta simplă.